Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Duminica aceasta avem primul tur de alegeri prezidențiale. Nu uitați să mergeți la vot și să votați cu forțele pro-euroatlantice. Nu vă fac decât recomandări cu cine să nu votați, nu vă fac recomandări cu cine să votați. Eu nu votez cu suveraniștii, nu votez cu extrema dreaptă care vor să scoată România din Uniunea Europeană și din NATO. Și nici nu votez cu socialiștii care sunt corupți până în măduva oaselor. Vezi scandalul Nordis, unde Ciolacu este direct implicat. Am mai spus-o, o repet, nu este niciun secret. Am decis să o votez pe Elena Lasconi din mai multe motive. Chiar dacă există candidați mai bine pregătiți, precum Cristian Diaconescu, dar care nu au șanse să ajungă în turul 2. La cum arată acum sondajele, Simion și Lasconi sunt umăr la umăr în lupta pentru locul 2. Așa că nu ezitați să dați un vot util și de bună credință pentru viitorul nostru și al copiilor noștri în România. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 1004 a războiului din Ucraina sunt: Rusia a devastat Ucraina cu rachete experimentale balistice intercontinentale și amenință Occidentul cu represalii pentru ajutorul dat Ucrainei. Institutul pentru Studiul Războiului spune că Rusia laudă noua rachetă Oreșnik, dar experții se îndoiesc de inovația acesteia. Institutul pentru Studiul Războiului spune că racheta Oreșnik nu este de fapt o rachetă atât de nouă, este o rachetă care este formată, făcută, fabricată după cea sovietică Reșnik. Vladimir Putin a dezvăluit că Rusia a lansat pentru prima dată o rachetă balistică intercontinentală experimentală asupra unei unități militare ucrainene situată în apropierea orașului Dnipro. În timpul unei apariții la televiziunea rusă, Putin a susținut că are dreptul să vizeze țările occidentale care furnizează ajutor militar Ucrainei. El s-a referit în mod specific la Statele Unite și la Marea Britanie, care a autorizat recent Ucraina să-și folosească rachetele cu rază lungă de acțiune pentru a distruge ținte de pe teritoriul rusesc. Rusia își rezervă dreptul de a folosi arme împotriva țintelor din țările care permit ca armele lor să fie folosite împotriva țintelor rusești, a spus acesta. Potrivit surselor americane și britanice, se crede că Moscova a ordonat lansarea unei rachete balistice intercontinentale cu rază medie de acțiune, cu o rază de acțiune de aproximativ 5500 de kilometri, suficientă pentru a lovi țările europene. În urma atacului aerian, Volodymyr Zelensky a susținut că Rusia folosește Ucraina ca pe un teren de antrenament, de testări. Se pare că racheta a fost lansată din regiunea Astrahan, potrivit forțelor aeriene ucrainene, care au interceptat și alte rachete pe parcursul zilei. Ce trebuie comentat aici, la această știre, este faptul că Rusia nu deține multe astfel de rachete și că nu și-ar permite să atace o țară NATO cu așa ceva, pentru că răspunsul ar fi unul devastator pentru Rusia. Ziua 1004 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 23 noiembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 729.720 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a registrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1.420 de militari, 20 de tancuri, 36 de vehicule blindate de luptă și 24 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Vladimir Putin și conducerea militară rusă continuă să se laude cu lansarea rachetelor balistice Oreșnik din 21 noiembrie, dar analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Războiului o văd ca pe o parte a unei campanii de informare care vizează exagerarea capacităților Rusiei și presiunea asupra Occidentului și Ucrainei. Pe 22 noiembrie, Putin s-a întâlnit cu conducerea Ministerului Apărării al Federației Ruse, reprezentanții ai complexului industrial rus de apărare
și dezvoltatorii de rachete, afirmând că lansarea Oreșnicului a fost una reușită ca răspuns la cei care încearcă să șantajeze Rusia. Putin a declarat că Oreșnic se bazează pe tehnologii avansate, nu este o modernizare a rachetelor sovietice și este deja pregătită pentru producția de serie. Comandantul forțelor de rachete ale Federației Ruse, general-colonelul Sergei Karachev, a subliniat că racheta este capabilă să lovească ținte în toată Europa și nu are egal în lume. Cum să n-aibă egal în lume? Că au și americanii, au și britanici, au și francezii. Mass media americană și ucraineană notează că Oreșnicul nu este o armă fundamental nouă. Oficialii Pentagonului au confirmat că această rachetă este o rachetă cu rază medie de acțiune bazată pe racheta balistică intercontinentală RS-26 Rubej. Purtătoarea de cuvânt a Pentagonului Sabrina Singh a subliniat de asemenea că atacurile rusești anterioare au folosit rachete cu focoase mai mari. Informațiile militare ucrainene sugerează că Oreșnic este numele de cod al proiectului de rachete KEDR, dezvoltat pe baza ICBM IARS, iar șeful GUL, generalul locotenent Kirilo Budanov, a remarcat că dezvoltarea KEDR-ei este în desfășurare încă din perioada 2018-2019. Institutul pentru Studiul Războiului nu poate confirma în mod independent aceste afirmații, dar este de acord că lovitura din 21 noiembrie nu demonstrează noi capabilități rusești. Rusia beneficiază de hype-ul din jurul loviturii din 21 noiembrie și probabil că speră că îngrijorarea sporită cu privire la lansarea rachetelor Oreșnic va determina Occidentul să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.